Sfântul Ierarh Nicolae a fost cinstit astăzi în mod deosebit la Biserica Sfântul Gheorghe Nou din centrul capitalei. Aici se păstrează mâna dreaptă a Sfântului Făcător de Minuni, care a fost adusă de la Bari de voievodul Mihai Viteazul. Timp de câteva zile, la biserica actitorită de Sfântul Voievod Constantin Brâncoveanu, alături de moaștele Sfântului Nicolae se află și icoana Maicii Domnului Siriaca de la mănăstirea Ghighiu. Sute de credincioși au participat astăzi la Sfânta Liturghie de la Biserica Sfântul Gheorghe Nou, oficiată de Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor. În cuvântul său, ierarhul a vorbit despre viața și minunile arhiepiscopului Mirei Lichiei. Despre Sfântul Ierarh Nicolae ne-au vorbit de timpuriu părinții bisericii, aproape contemporan cu el sau cei care au auzit din tradiția păstrată în anumite locuri despre minunata lui viață. Cel din tâi a fost Proclu, ucenicul Sfântului Ioan Gură de Aur. Într-un prea frumos cuvânt, Proclu ne vorbește despre Sfântul Nicolae. La puțin timp după el, în anul 555, Roman Melodul îi închină o prea frumoasă cuvântare, iar Sfântul Andrei Criteanu îl amintește de asemenea în scrierile lui omiletice. Sunt și alte multe izvoare care ne vorbesc despre Sfântul Nicolae, unele completându-se cu altele. Având în vedere mărinimia pe care a avut-o Sfântul Nicolae, la fel s-a întâmplat și cu biografii lui, foarte multe informații, unele dintre ele încă cercetate de agiografi, ne vorbesc despre bunătatea, despre blândețea, despre fermitatea credinței lui, în cazul participării la Sinodul I Ecumenic de la Nicea, și despre deosebita sa dăruire în slujirea bisericii. Prietenia cu Sfântul Nicolae înseamnă dăruire. Prezența dumneavoastră aici este un dar. În primul rând ați fost dăruit să puteți veni aici, apoi dumneavoastră, fiecare, sunteți un dar de la Dumnezeu, constitutiv în această minunată comunitate euharistică. Să stăm împreună cu Sfinții, și atunci, cu adevărat, bucuria și darul Împărăției Lui Dumnezeu va fi împreună cu noi. Avem acest dar și trebuie să-l scoatem la lumină, pentru că el fiind făcător de minuni, Sfântul Nicolae, din rai face multe minuni pe care le primim ca daruri duhovnicești, ca mărturii de la credincioșii noștri în fiecare săptămână. De câți ani veniți la Sfântul Nicolae? De cel puțin 20 de ani. Și ne puteți spune câteva minuni pe care le-a făcut în viața noastră? Minuni fiecare zi, ne ajută în fiecare zi, consider. Fiecare zi pe care o trecem cu sănătate și e o minune de la Dumnezeu, de la Sfântul. Cum se pregătește un creștin de întâlnirea cu un sfânt? Cu post, cu rugăciune, cu bună cuvință, cu sufletul. Întru totul, cumulate toate, cu sufletul te pregătești și te gândești să faci bine, cât poți, cât poți să faci bine. Icoana Maicii Domnului Siriaca de la mănăstirea Ghighiu va rămâne spre închinare la Biserica Sfântul Gheorghe Nou până mâine seară.